Începând din această săptămână, Răzvan Dumitrescu vă dă întâlnire în fiecare vineri seara de la ora 20, subiectiv față în față. Este un format care aduce foarte multe noutăți și mă bucur că Răzvan este alături de mine să vă spună ce vă pregătește de mâine seara. Răzvan, bună dimineața! Bună dimineața! Ne întâlneam duminica până acum, dar ne întâlnim și vineri. Și duminica, dar ne vom întâlni și vineri. La subiectiv față în față ne vom întâlni cu o chestiune care împarte publicul în pro și contra de regulă. Vor fi doi invitați care au opinii diferite pe o chestiune extrem de interesantă. Noi am constatat că de multe ori nici nu mai contează argumentele. Pur și simplu ești pro sau contra și ești nasol când ești pro sau nasol când ești contra în funcție de unde te situezi pe tema respectivă. Dom'le, dar mai aveți și argumente? Asta este întrebarea până la urmă. Și dacă mai aveți și argumente, haideți să veniți și să vă spuneți punctul de vedere. Noi am hotărât ca în fiecare luni să stabilim tema pentru săptămâna asta. Încercăm să o facem luni, s-ar putea ca evenimentul să ne dea peste cap și să ne schimbe tema. Dar oricum, anunțăm pe pagina de Facebook și pe site care este tema, îi rugăm pe cei care sunt tentați să pună întrebări să se înscrie acolo pe pagina de Facebook pentru a participa în direct, pentru că e o misiune cu public, interactivă. Deci pe lângă faptul că în prima parte avem o înfruntare pe o temă dată între două persoane care pot fi politice, nu pot să fie din mediul economic, depinde de temă, și ascultăm argumentele lor, avem și întrebările care vin din partea celor care se înscriu să participe în direct la această emisiune. În această săptămână, noi am hotărât să înțelegem mai bine, cu argumente, de ce este Liviu Dragnea contestat sau apreciat, de pildă. Și aici avem și subteme. Putem să considerăm o subtemă naționalism versus globalism, o altă subtemă demonizare versus victimizare sau obediență așa, versus demnitate. Și o să vedem dacă cei doi invitați, n-aș vrea să le dezvălui încă numele. Asta vreau să te întreb, dacă putem dezvălui cine va fi în studio. Din motive de care țin de PR. Dar de acum înainte, invitații tăi din studio vor fi doar oameni politici sau vor fi oameni din diverse domenii? Asta e o temă politică, dar de pildă aurul. Aurul României, de la BNR, să stea la Londra sau să stea în Banca Centrală. Tema asta nu e politică neapărat, chiar dacă se agață politicieni ideea. Ei bine, nu cumva ar trebui să discutăm cu niște specialiști, unii care susțin că nu prea sunt argumente să mai ții aurul acolo și alții care susțin că, din potrivă, trebuie ținut acolo. N-ar fi util să vedem cu cifre, de pildă, care sunt argumentele uneia sau celuilalt. Și asta va fi o temă, de pildă. Știi că acest cuvânt argument este extrem de prețios, pentru că în ziua de astăzi nu mai există. Da, adică ești într-o tabără sau alta, nu ai voie să ai o părere de mijloc și pentru că la noi în studio se duc întotdeauna... dacă ai altă părere decât acelui care habar n-are să-și argumenteze. Exact, exact. Adică mie mi se pare că nimeni nu este dispus să asculte argumentele celuilalt, toată lumea este dornică doar să-și expună adevărul absolut, pentru că noi suntem cu toții atot cunoscători. Tocmai de asta cred că este o oportunitate minunată, mai ales că în mediul online e clar că se duc niște lupte între cele două tabere incredibile. Da, bun, în mediul online înghite foarte multe și ne-au spus chiar cei care fac investigațiile alea în Statele Unite cu privire la cum poate fi influențat mediul online, nu? De la ei a pornit dovada, ca să spunem așa, bun, până la proba contrarie să o considerăm dovada, că mediul online poate fi total diferit de ceea ce se întâmplă în realitate. Așa este. Deci, eu dacă vreau să comentez la tema aleasă de voi pentru săptămâna în curs, care sunt pașii exacti pe care trebuie să-i urmezi? Pașii exact este că noi o să mai anunțăm la deschiderea emisiunii întrebarea principală și o să avem și un sistem de vot cu SMS-uri, așa încât să luăm pulsul dezbaterii. Poate că pornești cu o idee la început, dar poate că ești convins treptat în funcție de argumentele care se desfășoară acolo și îți schimbi punctul de vedere. Rămâne de văzut. Asta va fi o mare victorie, Răzvan, dacă vei reuși pe cineva să nu convingi să cu argumente. Nu vreau să schimb punctul de vedere. Vreau să văd cât de plini sau de goi de argumente sunt unii care susțin anumite chestiuni. Și chestiunile, repet, sunt foarte simple. De regulă, în România se personalizează. De o bună bucată de vreme, chestiunile în România sunt personalizate. Adică nu luăm o temă, luăm un om, agățăm în spatele lui o temă și pentru că omul ăla e nasol, tema e nasoală. Trebuie să fie invers decât e de fapt. De ce? Pentru că omul e nasol. Dar noi am agățat tema pentru o chestiune foarte interesantă în spate. Defilăm cu nasolul în față ca să compromitem tema. Ne omoară oricum și dubla măsură este o mare problemă dublă? Din acest punct de vedere. Eu cred că am ajuns la triplă măsură deja, adică pot fi situații în care vorbim deja de triplă măsură.
Uite, profit de prezența ta acum în platoul previziunilor, până când te vom vedea mâine seară la Față în Față Subiectiv, să te întreb despre acest referendum care se anunță pentru ziua alegerilor europarlamentare, fără penali în funcții publice. Ce păi, știe sau ce ar trebui să știe domnul Dan Barna, de exemplu? Domnul Dan Barna a declanșat o operațiune de strângere de semnături pentru modificarea Constituției. Prin urmare, în sensul în care dacă trece chestia asta, referendumul ar fi obligatoriu, dar referendumul ăsta obligatoriu, exact cum a fost ăla cu referendumul pentru familie, în urmă, numai faptului că strângi niște semnături, se validează de către Curtea Constituțională că sunt corect strânse și se votează cu două treimi în Parlament că trebuie făcută modificarea respectivă, este un referendum obligatoriu. Dacă trece, se modifică Constituția, pe când ceea ce vorbește domnul Barna acum, și nu știu dacă dânsul chiar înțelege ce spune sau e pentru fraierii care trebuie să-i muște momeala, vorbește despre un referendum care ar putea fi declanșat de președinte pe teme de interes național, că doar asta poate să facă președintele, e consultativ referendumul respectiv. Deci să presupunem că fără penal trece pentru un referendum consultativ fix în ziua alegerilor, e consultativ, nu e obligatoriu. Exact ce a făcut Băsescu în 2009 cu Parlamentul Unicameral, a suprapus referendumul peste alegerile prezidențiale pentru ca el să-și rezolve problema aceea de declin în imagine. Acum văd că domnul Iohannis presupun că dorește să repete mecanismul pe care l-a folosit Traian Băsescu. De bună bucată de vreme, domnul Iohannis face fix ceea ce făcea și Traian Băsescu, deci pentru mine nu este o surpriză. Numai că referendumul va fi consultativ. Nu poate fi obligatoriu. Între chiar definiția de consultativ îți spune foarte clar că ceva consultativ nu poate fi obligatoriu. Da, nu trebuie să fii specialist în pentru modificarea Constituției există alți pași. Deci e o șmecherie electorală prin care niște oameni vor să păcălească alți oameni. Adică niște oameni puțin la număr vor să păcălească alți oameni mulți la număr ca să le dea votul, probabil. E o șmecherie de a te agăța de un scrutin la care dânsii, probabil că știu că la europarlamentare de regulă prezența la urne e scăzută. Mult mai scăzută decât la prezidențiale, mult mai scăzută decât la parlamentarele propriu-zise. Și știu că pe sondaj, când prezența este scăzută, așa zis și de dreapta, stau prost în sondaje. Cu cât e mai scăzută, cu atât ăilalți de stânga au mai multe voturi, mă rog, mai multe mandate. Și atunci probabil că încearcă să mobilizeze în modul ăsta, mă rog, păcălicios. Da. Uite, Răzvan, de exemplu, dacă ar fi să le cerem opinia telespectatorilor și a oamenilor simpli referitoare la ce se întâmplă și la aceste dezvoluiri de care avem parte în aceste zile, cum ar fi faptul că Victor Ponta a bătut mâna cu serviciile secrete care aveau și rolul de inspectori antifraudă, da, până că la urmă? La momentul respectiv, noi am făcut emisiuni pe tema asta, adică a venit un întreg desant de la SRI în ANAF. Da. Care crezi că ar fi opinia oamenilor? Crezi că ei s-ar simți confortabil să afle că în continuare s-ar întâmpla aceste lucruri? Pentru că atunci nu părea nimeni să ia în seamă astfel de plângeri. Dar care a fost eficiența unui ANAF împănat cu SRI? Probabil că niște răzbunări împlinite, pentru că altă explicație adică, nu reușesc să găsesc. Adică dacă te uiți pe cifre, vezi că tot timpul ANAF e certat că nu aduce suficienți bani. Păi dacă nici cu aia de la SRI nu aduce suficienți bani, te întreb foarte bine pentru ce sunt buni cei de acolo. Dar întrucât în România serviciile au dreptul să desfășoare și activități economice, mă întreb în momentul în care împăunezi ANAF-ul cu astfel de ofițeri, ăia controlează la fel de corect și activitățile economice pe care le desfășoară cei din serviciile din care provin? Sau nu? Asta e prima mea întrebare pe care o pun. Cât de corecți pot fi ei ca organ de control dacă ei provin din zona serviciilor care la rândul lor au dreptul să desfășoare activități economice în piața asta, ci că chipurile concurențiale. Da. Chipurile concurențiale. Deci este prima întrebare. Sunt doar două dintre subiectele care sunt ferm convinsă că ar stârni foarte multe comentarii și cu siguranță nu o să vă plictisiți am la acesta, având în vedere că începe sau dacă nu a început deja campania. În an electoral, ce constat eu este că ori de câte ori cât un ticălos politic a inventat o metodă ticăloasă pentru a aduce, a câștiga alegerile, până la urmă și tabăra cealaltă folosește metoda, pentru că dacă nu o folosești, ești pe o poziție defavorabilă. Și noi ambalăm lucrurile în loc să le calmăm. În România așa se petrec lucrurile, mai ales în ultimii 15 ani. Pentru că tot ai vorbit foarte mult despre argumente, o să fiu cu ochii pe voi mâine seară. Sunt foarte mulțumim. Curioasă să văd care sunt argumentele pro și contra Liviu Dragnea, pentru că au fost atât de multe măsuri care mie sincer mi s-au părut că ar fi bune, dar care au fost criticate. Atenție, doar pentru că s-a negat de numele lui. Noi încercăm să îi scodim în zona argumentelor, dar am și dat subtemele respective. Pentru că așa e simplu să pui o anatemă pe cineva.
Și lui Joana i s-au pus etichete. Corect. Etichetele, dacă ți le pune un specialist, nu se mai șterg. Bun. Întrebarea este, dacă ai o etichetă de asta pusă de unul care nu se șterge, orice faci este rău, doar pentru că ai o etichetă pusă de cineva? Asta e, de fapt, întrebarea. Corect. Bun, și care sunt argumentele? Dacă e rău, haide să vedem de ce. Dar dacă nu e rău, unde sunt argumentele? Corect. Mâine seară de la ora 20, subiectiv față în față, multă baftă, Răzvan. Mulțumim. Ne vedem și vineri și duminică și așteptăm să vedem reacțiile. Mergem mai